proiectului cu fondurile de ține, proiecte, consiliere, informare și prevenție în diabet. Proiectul inițiat de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România, împreună cu cei de la Servicii de Prevenție și Consiliere, au reușit să obțină acest proiect, a cărei beneficiar este una dintre asociații, este Fundația Speranța Diabeticilor, membră a FADR și Asociația Zbitle în Constanța. O să vă rog să vă uitați la materialul prezentat, raportul prezentat de Cristian Andriciu, care este managerul proiectului, și asistent Marilena Scuze că am lapsus. Să știți că sunt diabetică de 48 de ani și mai am câte un lapsus. Și... te rog, Cristi, să... Da, anul trecut am aflat cu bucurie că unul din proiectele depuse la spre a fi finanțat din fondurile elvețiene a fost aprobat și i-am dat drumul. De ce ne-am concentrat sau de ce am vrut să facem acest proiect? Incidența în creștere a persoanelor cu diabet, un raport de anul trecut, sau de acum 2 ani, de fapt, a Casei Naționale spunea că în parcurs de 10 ani, numărul persoanelor înregistrate sau tratate pentru diabet s-a dublat, ceea ce este îngrijorător, pentru că niciuna din datele organizațiilor internaționale nu au o astfel de cifră de creștere. La noi, creșterea poate să fie din două motive. În principiu, poate să fie faptul că am descoperit mai multe persoane cu diabet sau, pur și simplu, că s-au bolnăvit mai multe persoane cu diabet. În același timp, un studiu finalizat în 2014 scotea în evidență faptul că probabil există încă 1 milion de persoane încă nedetectate cu diabet. Deci, numărul celor registrați, cunoscuți, la momentul acesta Ministerul spune că ar fi aproape 1 milion de persoane. Numărul real al celor afectați de diabet ar fi măcar dublu. Nu discutăm despre situația medicilor, despre situația medicinei. Din păcate, din 2008 încoace, ceea ce a fost câștigat prin activitatea medicilor și pacienților, asociațiilor și federațiilor de specialitate în folosul diabetului, a tot pierdut în această perioadă, din 2008 încoace. Și, normal, cea mai afectată zonă, cea mai afectată strata populației este în zona rurală. Pe de-o parte, din cauza lipsei de informare, acces scăzut la servicii medicale, acces scăzut la medicamente și dispozitive medicale. Știm că responsabilitatea care este pusă în spatele medicului de familie este din ce în ce mai mare. Așa cum știți și dumneavoastră, medicul de familie, special la țară, la sat, răspunde de la naștere până la ultima suflare de persoanele din parohia lui, ca să spunem așa. Și trebuie să fie specialist în toate bolile, în toate afecțiunile, în toate accidentele, în toate situațiile, mai mult sau mai puțin plăcute din viața lui. Poate să fie nașterea, de exemplu, și atunci este de bucurie. Și medicul de familie trebuie să știe și la partea asta. Povestea este că, având responsabilitatea de a administra persoane cu diabet de tip 2 și de a face primul screening, prima filtrare a persoanelor care sunt la risc sau
au eventual diabet, fără ca se știe, medicul de familie are o mare responsabilitate în această zonă. Numai că nu i s-au oferit și instrumentele necesare. Dacă mai țineți minte, cu ceva vreme în urmă, mai vedeți pe la cabinetele medicale afișe informative de vreun fel sau altul despre diverse afecțiuni care puteau să ne atingă pe fiecare dintre noi. Acum, nici aceste afișe nu mai sunt. Ca să putem finanța acest proiect, ar trebui să folosim două dintre organizațiile membre, în cazul nostru Fundația Speranța Diabeticilor din Buda și Asociația Sfântului din Constanța. Și pentru a le pregăti pentru acest serviciu, am avut intervenții la mai multe nivele. Pe de o parte, am instruit membrii Fundației Speranța Diabeticilor într-o serie de teme care ajută la implementarea proiectului. Am instruit de asemenea atât din cadrele medicale și le-am oferit o serie de materiale care să-i ajute în munca de zi cu zi. Asta însemnând liste de verificare, explicații detaliate asupra unor analize care sunt utilizate în mod curent în diabet, cum ar fi, de exemplu, hemoglobina glicozilată, care nu este curent cunoscută de către medicul de familie. Formulare de evaluare a riscului, iarăși care filtrează din populația generală pe cei care au un risc mai ridicat și nu trebuie să testez pe toată lumea, ci mă uit numai la cei care au un risc ridicat de a dezvolta diabet. Așa cum am spus, ne-am uitat către două organizații, obiectivele proiectului fiind ca la sfârșitul proiectului cele două organizații să poată desfășura astfel de programe, nu numai în zona lor de confort, care este în general orașul de reședință, dar și în afara zonei de confort. În cazul Asociației din Constanța, este o asociație de tineri, deci preponderent cu membrii din afectați de diabet de tip 1, au avut șansa să discute și să consilieze, să testeze persoane cu diabet de tip 2 și să vadă ce se poate întâmpla cu aceeași afecțiune, diabetul, și în cazul unor persoane mature sau vârstnice. De asemenea, am încercat să implicăm comunitățile locale în sprijinirea persoanelor în vârstă sau aflate într-o situație delicată din vari motive. Am avut, spre bucuria noastră, un răspuns foarte bun din zonele în care fundația, de exemplu, a făcut intervenția. Au fost alese comunele Mihai Viteazu, Doreni și Chișoara și am avut de la o parte din medici o participare foarte activă, de la voluntari din cadrul comunităților participare, interes și inițiativă, ca să spunem așa. Din partea primăriilor, iarăși, a existat o deschidere și o colaborare foarte bună, ceea ce m-a bucurat că există. De asemenea, către sfârșitul proiectului, am avut și o inițiativă din partea uneia dintre voluntarii fundației, care a spus, domnule, uite, putem să facem un exercițiu de fitness cu persoanele care eventual se află la risc de a dezvolta diabet, ca să mai scadă din greutate, să vadă cum se poate trăi într-o modalitate mai sănătoasă. Și au pornit în două comune, Mihai Viteazu și Timișoara, un program de fitness pentru cei care și-au dat acceptul să vină la aceste sesiuni. Hai să pomeniți beneficiarii proiectului, începând cu cele două asociații și până la inclusiv autoritățile locale, cu care fundația
a intrat în contact și a negociat intervenția în cadrul comunității. Și este, spunem noi, sau sper, un câștig și pentru autorități și pentru fundație, pentru că lumea află ieri, dar era la Constanța și un profesor de la una din școlile în care s-a intervenit, mi-a zis, domnule, habar n-aveam că copiii pot să facă diabet. Și zic, domnule, măcar am câștigat ceva. Era doamna directoare care a văzut o foaie de instrucțiuni în caz de urgență. Dacă ai un copil cu diabet și face cu ochii glicemie, trebuie să știi ce să faci cu el. Dar nefiind o chestie curentă pentru, chiar pentru părinții copilului, te sperii, mai ales că nu e al tău, ce să faci? Nu mă ating de el și aștept să vină salvarea. Salvarea vine peste jumătate de ceas și ăla sărăcuțul nu mai e de picioare din spate. Trebuie să știi ce să faci în primele secunde, în primele minute. Și am oferit o asemenea formular A4 în care spune, domnule, dacă vezi că face cu tare, cu tare, cu tare, fă cu tare, fă cu tare, fă cu tare, dă telefon acolo, sună acolo, vorbește cu asta. Adică chestiile etapizate în așa fel încât să oferim copilului ajutorul de care are nevoie în timpul util și în același timp să-i dăm profesorului siguranța că poate cât de cât controla situația. Altfel, ca la orice lucru necunoscut, spune, domne, nu știu, nu mă bag, nu mă ating, nu am meu, chestii de genul ăsta, ce e o reacție normală. Dar este o reacție normală în momentul în care nu știi despre ce se întâmplă. Dacă îmi permiți, mai ales că în ziua de astăzi există grădinițe, există școli, avem foarte multe sesizări în cadrul cadre, unde nu sunt primiți copiii cu diabet, tocmai pentru că le este teamă și nu știu ce trebuie să fac. Și atunci... Exact. Și vreau să zic că putem oferi instrumentele și profesorilor și cadrelor medicale așa fel încât să fie mai sigur pe intervențiile medicilor. Pentru administrarea proiectului, fiind vorba de două localități la distanță destul de mare, a fost o echipă la București, aproape de finanțator, colega mea, Marijana Coman, și cu mine am avut un birou, inclusiv cu un contabil dedicat pentru a publica asta. Am mai avut de asemenea o asistentă medicală specializată în diabet și un medic de medicină generală, care să aibă un dialog profesional cu partenerii noștri din teritoriu. Și care au pregătit materiale speciale pentru medici și pentru asistente în această intervenție. Activități pe care le-am avut, pe de-o parte am dezvoltat o serie de materiale care sunt oferite gratuit tuturor celor care sunt interesați. Începând de la afișe și elemente de vizibilitate care erau oricum obligatorii în cadrul proiectului, broșuri de informare, note explicative pentru anumite situații, cum ar fi hemoglobina glicozilată sau, în general, pentru cadrele medicale, o definire corectă a diabetului, a modului de diagnosticare și modalitățile de tratament. Ca activități, ce aș vrea să scot în evidență este faptul că cu voluntarii din fundație au fost realizate mai mult de 30 de campanii de informare, testare și consiliere pentru persoanele din mediul rural în cele trei comune, Haiduteazul, Turel și Vinșoara. Și este un lucru foarte intens. Gândiți-vă că au trebuit să se deplaseze măcar de 30 de ori. Nu sunt puse deplasările pentru a-ți negocia intervenția în cadrul comunității, pentru a discuta cu doctorii și a le oferi materiale sau a le împrospăta cunoștințele apropo de diabet și managementul diabetului la nivelul medicului de familie. Așa cum am spus, medicii au primit și dânsii o serie de instrumente, ghiduri de prevenție, liste de verificare,
formulare de evaluare a riscului de diabet. Chiar cu ajutorul doamnei dr. Chiș din Turedi, am reușit să pregătim o comunicare, n-am apucat să intrăm cu ea la Congresul de Diabet a Societății Române de Diabet, dar s-ar putea să intrăm în toamnă la Congresul Federației Române de Diabet să prezentăm. Este vorba de un formular simplificat, foarte simplu și un copil de clasa 4 îl poate completa, de evaluare a riscului de diabet în cazul populației generale. O parte din materialele pe care le-am pregătit au fost tipărite odată, deci gândite, editate, puse poze, puse astea verificate cu medici de specialitate, avizate de finanțatori, pentru că toată partea de vizibilitate a deșilor trebuia să fie prezentă de ele, și tipărite și distribuite în prin cele două asociații. Astea sunt o parte din materialele pe care le-am regăsit la câteva luni după pornirea proiectului în cabinetele medicale partenere și ne-am bucurat că au existat în continuare. Acestea sunt câteva imagini de la sesiunile de instruire pentru voluntarii fundației, sesiuni care s-au desfășurat în Turda. Recunoașteți câțiva dintre dumneavoastră, ar trebui să vă recunoașteți în poze. În cadrul campaniilor de informare și consiliere, am avut și sprijinul unor medici din Cluj, care au venit și ne-au ajutat. Domnul dr. Daniel Cosma a avut sesiuni de informare în Turei. Iarăși, că a fost zăpadă, că a fost viscol, că a fost asta, voluntarii au fost pe teren și au profitat de facilitățile de comunitate, exact. Ok. Intervenția la nivelul școlii. Iarăși ne-am gândit că prevenția trebuie pornită de cât mai devreme. Stilul de viață sănătos trebuie sugerat, educat de la vârste fragede. Este greu la o persoană de 70 de ani să stai să-i spui schimbă stilul de viață. Nu mai fuma, nu mai fă aia, nu mai mânca aia la altă și aia la altă. Ia numai astea de pe lista asta și când omul nu are acces decât la cartofi. Nu putem să o facem asta și e greu de presupus că cineva la o vârstă atât de înaintată o să schimbe deodată felul de a funcționa zi de zi, în așa fel încât să respecte indicațiile medicului. Și atunci, cea mai bună investiție este la nivelul tinerilor să facem o chestie distractivă, să facem o chestie înțeleaptă de la început. Să explicăm copiilor că, odată, diabetul nu se ia. Nu m-am atins de tine și gata, ai făcut diabet numai pentru că am eu diabet. Nu se ia. Sunt părinți care cred că nu trebuie să stea copilul lor în aceeași bandă cu un copil cu diabet, că cine știe ce pățește. Nu se ia, nu se întâmplă. Deci este clar o treabă care nu are legătură cu... Nu este o boală contagioasă, dar puțină lume știe asta. În același timp, sunt copii care au nevoie ca în timpul lor, de exemplu, să mănânce o fructă, să iasă să-și facă un test sau ceva. Profesorul trebuie să știe și trebuie să știe că trebuie, este responsabilitatea lui să-i dea voie să facă lucrul acesta. E adevărat, toată lumea să spună, da, domnule, dar poate să abuzezi. Când e vorba de abuzat, este altă poveste. Dar prima reacție este că trebuie să-i dau voie să facă lucrul acesta. Și asta se întâmplă. Din programul de fitness de care v-am povestit, astea au fost niște poze la început. Nu aveam, sunt benzi de alergare, sunt biciclete
de mai știu ce fel, gantere, alte povești care sunt folosite în cazul programelor de fitness. Asta a fost la început, când lumea a testat cum arată și programul și aparatura pe care am utilizat-o în cadrul proiectului. Pentru partea aceasta încă nu o să avem sau nu avem timp să avem niște rezultate concrete, dar în ideea că va continua această activitate, vom putea eventual raporta ceva la una din întâlnirile federației. După cum știți, Fundația Speranța Diabeticilor de foarte, foarte mulți ani face campanii în diverse anotimpuri, primăvara, toamna, chiar în zonele rurale. Dar, în schimb, voluntarii noștri nu au avut posibilitatea de a se pregăti, de a fi instruiți perfect, corect. Acum ne-am putut bucura în cadrul acestui proiect și au întărit și ei cunoștințele și au văzut că nu au făcut ceea ce au făcut până acum rău, au făcut bine. S-au mobilizat foarte mult și am reușit să testăm foarte multe persoane. În cadrul acestor campanii am avut două cazuri deosebite. Un caz de aproape comă hiperglicemică la 480 de miligrame. Și normal s-a luat intervenția salvarea dus om sau am găsit un diabet gestațional, care este foarte important să fie depistat din timp și luate măsurile de rigoare. Persoana care nu știa și nici medicul de familie nu i-a recomandat. Noi ne-am bucurat foarte mult, în special, de colaborarea domnilor primar pentru asigurarea spațiilor de desfășurare, punerea la dispoziția sălilor, condiții de căldură, lumină și așa mai departe. Populare. Și, da, după posibilitățile, da. Iar cabinetele medicale s-au implicat foarte mult. Da, cel mai mult s-a implicat cabinetul medical din Tureni, prin doamna doctor Chiș, care a reușit să ajungă și care și-a dat toată silința să comunice pentru inclusiv acel material de... Voluntarii noștri ar trebui să spună și eu un pic din părerile lor, dacă vor, dacă vreți să-i ascultați, despre această campanie. Sunt multe tineri care sunt mai... Ia, uite, avem voluntari din cadrul Fundației Helicoandă. Să-i lăsăm pe ei. Fiind de an terminal de asistent medical, să vedem ce... Campania a fost una prolifică, atât pentru noi cât și pentru populația țintă. În cadrul acestei campanii am reușit să reîmprospătăm informațiile acumulate atât în școală, să dobândim noi informații, atât despre diabet, cât și despre incidența acestuia, care, spre surprinderea noastră, a fost una destul de mare, mai mare decât ne așteptam. În principiu, am rămas plăcuți, impresionați de modul în care am reușit să formăm o echipă și o echipă chiar foarte eficientă și așteptăm cu nerăbdare eventualele viitoare proiecte. Iar echipa nu este doar cea prezentă aici, mai avem încă 6 voluntari, dar din păcate ei fiind și cu servicii și cu alte probleme nu au reușit să ajungă astăzi la conferința de închidere. Voluntarul Fundației, vreau să vă spun că activitatea pe care am efectuat-o a avut două efecte pozitive. Unul a fost asupra localnicilor pe care am testat, deoarece au fost localnici care au avut glicemie de 480 azi și asupra noastră, fiindcă am reușit să evoluăm și așteptăm cu mare drag alte proiecte. Să nu uităm că voluntarii s-au deplasat și din casă în casă. Dacă au existat persoane imobilizate, au fost solicitați și echipele au participat la testări la persoanele respective. Inclusiv în comunitatea de rom, ei nu
sunt interesați să se deplaseze și la sugestia doamnei doctor Bogdan am fost în comunitatea de rom din Timișoara și tot așa din casă în casă împreună cu Andrei, deci cu echipa noastră de la Timișoara și au fost chiar deschiși și au acceptat să fie testați. O lăsăm pe doamna doctor. O lăsăm pe doamna doctor să fie un voluntar mai proaspăt. Să vă spun că pentru noi, Adrian, deci mă numesc astfel, sunt de familie Comuna Tumei, de 5 ani de zile și am fost îngătată de ideea cu care a venit doamna Mariana Pesăruș. Am și demarat repede activitățile. Am fost, nu mai știu exact câte deschide, în fiecare joi, deja ne eram obișnuiți, sau din tot a doua joi, când aveam, de fapt, program de după masă, dimineața mergeam în teritoriu. Bucuria a fost, adică bucuria, mulțumirea a fost pe măsură și din partea pacienților, au venit, s-au implicat. Știm cu toții că diabetul este o boală care macină, cumva, calitatea vieții pacienților, într-un mod așa, cum să zic eu, subtil sau oricum vine pe necusămasă, foarte multă lume e de-a dreptul șocată, vai de mine, cum să am eu diabet și nu știu ce așteaptă în continuare. Multă lume crede că e un handicap. Da, poate să devină un handicap dacă neglijăm aspectele legate de ce trebuie să facem în viața de zi cu zi ca să avem o întreținere propice a bolii acestea. Și atunci, știm că, sau nu știu dacă ceilalți știu, dar în Comuna Tureni avem practic 5 localități și una dintre problemele cu care se confruntă populația de acolo este că sunt destul de mulți vârstnici și multora este greu să vină, efectiv, să vină la cabinetul medical. Adică, se mobilizează ei ca să vină, dar trebuie întotdeauna să apeleze ori la familie, ori la vecini, cumva să fie transportat. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, am avut beneficiul ăsta, adică la punctele de cămine culturale, doamna primar ne-a permis să facem activitățile de voluntariat. Și atunci, populația venea, au venit cu drag, mulți nu aveau glicemia, ce să mai zic, de hemoglobina glicozidată, testată, unii niciodată, alții cu câțiva ani în urmă. Ceea ce... Și chiar la persoanele cu diabet, vă scuzați că intervin, de ani de zile nu știau ce înseamnă acea hemoglobina glicozidată și dacă le-a fost făcută vreodată sau nu. Pe lângă măsurători, pentru că acestea, bineînțeles, le-am notat, au fost și pacienți care au venit și a doua oară când am mai ajuns în satul lor. Pur și simplu faptul ăsta de a fi aproape de oameni, de a sta de vorbă cu ei, faptul că văd ei că sunt alte persoane care se implică și care știu despre boala lor, care le explică, le-a făcut plăcere. Și după aceea au întrebat când mai vine echipa, când mai pot face activități. După aceea, mie mi-a dat cumva, mă gândesc acum, urmează să vedem, să discutăm și cu doamna primar sau cu ceilalți care vor să se implice, cum am putea să facem efectiv în mod regulat sau frecvent asemenea activități. Așa că, după aceea... Te lăsatură sunt comunele, chiar dacă proiectul se finalizează, fundația o să încerce să ducă mai departe ca și până acum campaniile, cel puțin o dată, două ori pe an, cât reușim să obținem sponsorizări și de benefică. Activitatea asta plus, am mai fost mulțumit și de activitatea de prezentare, științare despre neuropatia diabetică de la sfârșitul programului în teritoriu din martie. S-au bucurat. Au avut întrebări. Că nu au mai participat la astfel de întâlnire. Este prima oară. Încetul cu încet ajungem să facem un pic de coeziune între pacienți și cei care stau la dispoziția lor. Pentru că pentru unii este... Deci unora li se pare așa o mare, cum să zic eu, distanță între sistemul medical și pacient. Dar de fapt nu e. Vă mulțumesc și vă așteptăm încă o dată. Sau
cât de multe ori. Doamna primar? Da. Doamna primar, și acum... Eu nu vă pot spune că de meserie era nicio legătură. Nu, nu, nu. Impactul? Impactul. Deci eu ce să vă felicit pentru ceea ce ați făcut la Străga și Fundație, alături de toți voluntariatul și cadrele medicale care s-au implicat. Cred că asemenea acțiuni ar fi bine extinsă și pe alte domenii medicale și cred că și chiar în alte domenii de activitate, pentru că se demonstrează în societate să facă o legătură între anumiți factori care vedem că nu funcționează astăzi, aproape în niciun domeniu nu funcționează. Deși toată lumea ca și nație ne ducem ca să fie un popor destul de inteligent și suntem și harnici, dar eu cred că ceea ce ne lipsește nouă îi comunicarea și interacțiunile astea între oameni. Aici cred că e rolul presei, am trebuit să intervină mai mult, sau și mai mult, și ar trebui să mediatizați asemenea acțiuni ca lumea să înțeleagă și să aprecieze ceea ce se face și când vor și să-și auzi, să exact, când vor auzi că sunt acțiuni de genul ăsta, lumea să participe, că noi în Turen nu suntem la prima acțiune. Am mai avut cu medici, cu doamna doctor și cu alte fundații sau organizații pe domeniul medical acțiunile astea și ce vă pot spune eu, ca și primar, eu văd încă aici cu diabetul nu. Dar la alte acțiuni, de exemplu, pe coluterii, unde probabil femeile de la țară sau în fel sunt publice, lumea nu venea. Deci ne-am trezit cu coluterin cu 3-4 femei. Pentru că nu vine, simt așa o... O jenă. O jenă până la urmă, nu-i vina lor, am trăit într-un sistem atât amar de ani care asta ne-a educat, dar poate că ar fi bine să încercăm un pic să promovăm și populația, mai ales din mediul rural sau și de la orașe, să participe la asemenea acțiuni. No, ar fi multe de spus, eu vă felicit, deci chiar a fost binevenită și noi ne-am dorit măcar în fiecare an, chiar și dacă vom plăti o taxă, nu știu dacă se poate de la Consiliul Local sau vom găsi sponsor, o dată pe an, măcar pe boala diabetică, care tot ne afectează aproape cu întreagă populația, să facem un screening de câteva zile pe comun. Eu de câte știu, poate că primăria poate, doamna primar, la Copșești, doamna primar, când am fost, au întrebat de diabet, au întrebat foarte mult de analize medicale. Au zis că sunt foarte puțini care ajung la doamna doctor, erau și romi și mă rog. Asta e problema. Și au zis că li și rușine sau n-au cu ce să deplasa. Chiar și la cabinet la doamna doctor Turen, la Turen, ca să li se facă neapărat... Mulți ori întrebat când am fost acolo, de ce nu facem și din sânge ceva, cum ziceau ei, sau alte analize. Și colesterol. Și am zis că noi acum pe partea cea mergem. Acum nu știu... Problema asta e de bine, chestia asta ce v-am spus de rog, deci oamenii îți pudici ceva, deci am făcut și pe coluterii screening-ul și nu vin. Și ei au fost informați, cred că din foarte da, să știți că și la noi au întrebat că va afla cineva că au diabet. Și am zis, nu, doctor, deci nu mergem la vecin să-i spune. Eu ce am simțit, că mie nu mai spun, așa, mai ales femeile, pe noi. Deci asta văd, că oamenii le rușine. Vor să recunoască că au o boală, nu cumva să știe vecinul. Da, da, da. Dar și am boli o grămadă și nu-mi e rușine, le-am zis că sunt iar. Dar asta îi. Și dau vina pe, că n-au, da. Vreau să vă spun că în fiecare zi microbuzul în Comșești mare microbuzul și aduce pe toate da, persoanele de la școală. Da, eu știu că am vorbit și cu Mariana, dar și între Turen și Comșești e un kilometru. Știu. Dacă ziceau la ghilice, între Turen și Comșești e un kilometru. Deci, și credeți-mă că dacă îmi zice un bătrân, eu am adus cu mașina mea nouă dată, la spitale. Mă sună și trimite. Nu există. Asta e altceva. Și comoditatea. Doamna primară, cu această ocazie, noi vrem să vă dăm o diplomă. Da, mulțumesc frumos, dar eu cred că diploma,
pentru că dumneavoastră ați fost cea care rapid a spus da, ok, unde vreți, sunt toate satele, bun, aia o rezolvăm și o facem, da? Eu vă mulțumesc. Și este, este foarte important ca să avem această relație. Eu cred că diploma ați meritat o pleoastră cu persoana din sală. Au și ei toți diplome, doamna doctor, și pentru cel mai implicat venit de familie. Toți au participat, toți, dar doamna doctor a fost cea mai implicată 100%. Da, da. Și în comunicare și în tot ce a fost ținând... Și în transportul voluntarilor. În plină iarnă, dacă nu a fost. Vă mulțumim tare mult. Aici, dacă vreți, asistați acum să le mânăm totuși și voluntarii. Și chiar numai o, așa, o paranteză, da? Săptămâna asta a venit o doamnă, mai tânără ca mine, știa că am avut și o problemă de sănătate. Și o zis, cum de v-ați tratat? Și am spus, unde m-am tratat la doamna doctor. Și au zis, bine, ok, mă duc în spital, dar o să știe toată lumea că eu sunt bolnavă. Da. Și atunci le-am explicat, zic, uitați, în ce am trecut eu, că am stat o jumătate de an în spital și toată lumea mă cunoștea care cum venea și mă întreba, ai cancer, ai cancer, deci în fiecare să cred că erau 50 de întrebări, ai cancer, și să cam rezista. Și meream pe coridor, în pijama, mă cunoștea toată lumea, zic, tu, de ce nu poți deși lumea la oameni, eu am stat că... de rușine să recunoască ca o anumită doamnă. Eu simt aici că o lipsă de educație. Și o doamnă tânără educată, vreau să vă spun. Da? Noi presupunem. Deci, practic, e preșul de casă. Unde v-ați dus? Eu m-am ascuns. Nu m-am ascuns, că am stat la medicală printr-un salon ca toată lumea și toată lumea mă vedea și mă, toată ziua, bună ziua, bună ziua și mă întrebați, aveți cancer, aveți cancer? Nu, și am trecut prin asta. Exact. Și le spuneam că nu am cancer și că mă vede. Pe, în Comuna Cureni, Carmen Dot, care ea, săraca, a fost și registrator, și secretar, și coordonator, și toate cele. Felicitări! Doamna Ani Bolbacă, asistent medical, care a participat peste tot locul unde s-a putut. Mihai Daniel Boier, un băiat care n-a lipsit de la o campanie, indiferent unde a fost și cum a fost. Petru Andrei Bodoc, doamna Viorica Vișa, care este asistent social și care s-a implicat începând din septembrie în, ca voluntar în cadrul fundației, doamna Marinela Saroși, iar celorlalți voluntari, Ildi Piper, Mihaela Bălian, o să urmăm să le înmânăm aceste diplome. Dacă presa are întrebări vis-a-vis de ce s-a desfășurat și cum s-a desfășurat. Au mai fost. Au mai fost, au fost câteva testări. Ne-a mai supărat și noi câteodată și am zis. Da, o să încercăm, dacă nu, din toamna asta, să vedem cum procedăm. Deci aici o să încerce fundația să solicite finanțări pentru comunitățile locale. Dar finanțări să nu credeți că de la autoritățile locale, deci finanțări din afară. Deocamdată tot ce s-a primit finanțare a fost doar din afara... Și dacă e la autorități, care e problema? Dacă nu știu, deci dacă este cadrul legislativ și se poate, de ce să nu? Că până la urmă și până la urmă asta e cea mai importantă problemă, că este o groapă în drum, nicio problemă. Și chiar poate a trebuit făcute de mersuri în sensul ăsta. O să încercăm. Am făcut ani de zile de mersuri și pe urmă ne-am lăsat pe bani și am zis ok, haideți că noi sunt fonduri. Noi putem dacă vrem. Dacă e o groapă, o golești, știți? Dar da. Problema oamenilor de sănătate, nu știu, nu mai pot. Dar undeva mi-a plăcut foarte mult că am reușit să aducem fonduri din afara localității. Da? Deci... Știți cum face... e așa un curent, am luat toată lumea, deci nu e chiar așa, trebuie luat de problemele un pic și analizat. Ok, o să ne avem în vedere, sperăm. Eu zic că sănătatea e cea mai importantă problemă pe care o are nu România, nu lumea. Să sperăm că și pentru guvernanți va suna la fel de important pe cum... Ne bucurăm totuși că s-ar putea același ministru măcar cu care am discutat în anul acesta,
a rămas și în al doilea guvern, speră. Problema cea mai proastă este în schimbare. Noi am avut vreo 30 de miniștri ai sănătății. Deci noi, ca federație, am făcut toți pașii care am putut. În fiecare an, sau poate de două ori pe an, aceiași pași, uite și fă. Dar fiecare care vine are interesul lui pe o anumită zonă. Da? Nefrologie, oncologie... Bună, să-mi facă să-și facă mapa, îi schimbă. Ascultați-mă, o comună mică, poate chiar e gradul 3, cele mai sunt încă 4. Dar un an de zile, o jumătate de an, o stat secretarul zi de zi lângă mine și nu numai eu zic asta, că o zice toată lumea. Abia am învățat să-mi cunosc oamenii și fiecare om cu ce se ocupă. Și un ministru la un hangar din ăla, ăla nu-și învață oamenii nici în 2 ani și fiecare om din sau fiecare, cel puțin la nivel de servicii, cu ce se ocupă. Deci o jumătate de an un ministru nu își învață mapa, vă spun eu sigur. Și noi îi schimbăm, pe când își învață mapa altul. Nu vrem să mergem. Din păcate, dar, din păcate, chestiile astea toate ne rodează pe noi, care toți suntem voluntari. Adică aceleași călări să le bate și îl punem acolo, îl schimbăm pe grindeanul, îl punem pe ăsta și știe. Nu știe. Ăsta încă un an de zile l-a învățat mapa. Nu vreau să fac, adică am dat exemplu prost, poate. Da, într-adevăr. Să sperăm că ne revigorăm și noi ca asociații și le luăm de la început. Vreau să vă mai întreb ceva din cele 30 de campanii de la nivelul județului Cluj. Practic câte persoane au fost testate și din acestea câte au prezentat risc de diabet? Cristi? 1300 și centralizate și cam în jur de 10,8% persoane cu risc. Da. Depistați cu valori mai mari. Da. De acolo urma să meargă. Da. De acolo urma să meargă spre medicii de familie să hotărască analize ce este necesar și la nivel mondial între valorile glicemiei între 100-120 sunt considerate un prediabet. Dacă în cazul în care se depistează în acest moment glicemia, atunci se pun la măsuri de prevenție a diabetului. Deci poți să nu faci diabetul de tip 2, care este 90% din populația țării, că doar 10% suntem cei cu tip 1 și copii și adulți. Deci este o posibilitate de prevenție a diabetului. Dar asta trebuie să fie și persoana, fiecare persoană care este asigurată să întrebe ea oare o glicemie nu fac, iar cabinetul medical în funcție de posibilitatea secundării. Doamna Mesaruș, aș vrea să vă pun o întrebare. Cum comentați faptul că Spitalul Municipal Turda nu poate efectua analize de hemoglobină glicozilată când are aparatura de câți ani? Da, și că nu are un medic pe specializarea diabet. Medici de asemenea, pe ultimul raport zicea că nu are, da? Ok, pe spital, pe secția de pe spital, da. Da, secția de pe spital. Din păcate, voi toți ați fost prezenți când noi, Fundația, am organizat o întâlnire în urmă cu vreo 10-12 ani, dacă nu numeresc exact, pentru strângere de fonduri în a realiza cele două saloane pe diabet, cerute și aprobate și așa mai departe. Saloane dotate cu tot ce ați vrut, paturi cu ridicare, cu telecomandă, cu zugrăvit, mobilier, termobane, tot. Prin sponsorii aduși de noi și explicându-le de ce este necesar un astfel de salon. Din păcate, saloanele noastre nu știm unde sunt, nu mai sunt, parcă au dispărut. Doctorii noștri care am avut în și spital și ambulator nu mai făceau față numărului de cazuri, da? Pentru că în prima parte a zilei trebuia să fie în spital, în următoarea parte să fie și în ambulator. Nu puteau să facă față la asta. Și atunci
a existat încă un post pus la concurs, l-a câștigat o altă doamnă doctor, care a început să facă gărzi după 2 ani de zile, pentru că cred că a născut ceva sau acolo s-a întâmplat, și urmează să vină să-și ia și saloanele înapoi. În 2000 ne luptam cu tăt să facă secție de diabet în Tulsa. Și am ajuns în 2016-17 să nu avem secția de diabet. Da? Și în ceea ce privește analiza... Hemoglobina glicozilată, când încă era director doamna doctor Bica, îi s-a interzis să mai facă pentru că nu aveau de la renal, de la furul, de la cine, nu aveau avizul pentru acel analizator. Era acreditat laboratorul pentru tipul ăsta de analiză. Da, așa, nu aveau obținut, Tijin nu aveau obținut și atunci au început demersurile, ei, dar probabil schimbându-se director și acolo, să întrerupe ceva. Asta, acum câți ani era chestia asta? Acum câți ani? Acum vreo 5 ani, 6 ani, când ne-am bucurat foarte mult, în sfârșit a achiziționat spitalul analizatorul. Super! A reușit, s-au făcut 2-3 luni, pe urmă s-a interzis, gata, nu mai. Noi acum suntem dotați cu aparate de hemoglobină glicozilată. O să încercăm să mai achiziționăm teste. Iar cine ne va solicita, haideți să faceți la noi în comunitate, mergem și facem în comunitate. Avem aparate care pot fi și împrumutate chiar și altor asociații din țară care vor să se implice în astfel de chestii. Deci noi, în moment dat, putem asigura câte? 4-6 aparate care pot să fie distribuite. Sau dacă la cabinetele medicale există o posibilitate, deși eu văd că au foarte mult de lucru și de asta, să poată să facă drâns și noi am putea să le dăm pe în custodie aparat. Ar putea să facă în momentul în care le pică sistemul de schimb recete cu Casa de Asigurări de Sănătate și nu toți la el și pauza aia să facă analizele. Este foarte. Deci, ce am văzut eu, că le pică foarte de sistemul și să faci dumneavoastră urmăriți când cade sistemul. Să faci medicii de idee. Din păcate, pe medicul de familie s-au dat foarte mult. Deci face foarte multă scriptologie și face foarte... Atunci picăm și pacienții foarte sistem. Da. Vreau să vă întreb vis-a-vis de ce au spus. Deci este o chestie interesantă, zic eu, dar asta nu vă ține atâta de noastră, dar poate știți sau poate ne puteți întruma cum putem afla. Odată, laboratorul de la Spitalul din Turda nu are acreditare RENAR pentru analiza hemoglobina glicozilată și nu o face, însă există laboratoare neacreditate care fac analiza asta. Contracost. Contracost, dar sunt neacreditate. Și când te duci la medic cu analiză făcută din laborator din ăsta, acceptă. Nu e în considerare. Da. Păi cum aia pot să facă? Adică, după, la ce rost mai are acreditare din moment ce fiecare face ce vrea și cum vrea? Deci eu, momentan, cu nou director, pentru că vedeți că eu am fost plecat anul trecut de două ori, mă duc și o să văd așa. Nu da. Deci nu am reușit să discut, să vedem unde a rămas problema, ce s-a întâmplat. Că nu e acreditat. Altele fac, oamenii nu știu. Deși hemoglobina glicozilată este prevăzută în Programul Național de Diabet gratuit pentru toate persoanele. Da? 18. Da? Da, 18 lei puțin. 45 de lei. 55 de lei. Uite, vă facem noi gratuit la cei care vreți. Și unde faceți, doamnă? Păi o să le facem, dacă nu, la noi la birou sau ne deplasăm. Da, doamna Mesaru, și dacă puneți o taxă de un 20 de lei, tot e o diferență față de 55 de lei cu plătesc. Noi nu facem cu taxe. Dacă omul vrea să doneze, să facă dar donații pentru fundație... Dar puneți 20 de lei, tot dă-o, să mă rog un... Să-și tot te-ați testat. Deci, în întâlnirea noastră cu directorul de pe programele naționale, doamna Costan, da, la București, în martie, ne spunea că nu știe ce se întâmplă, banii alocați hemoglobinei glicozilate se întorc înapoi. Și noi ne spuneam, cum adică se întorc înapoi, când atâta lume nu îi se face gratuit, trebuie să-și plătească glicozilată. Au încercat pe toate fețele să vadă ce se întâmplă, cum se întâmplă, și au zis că s-ar putea să trebuiască să ridice un pic prețul de decontare la hemoglobina glicozilată cu ceva, ca să fie atrași în a face gratuit, da? Pentru că decontarea este foarte mică de către casă pentru emoglobina. Ce
scuze, dar a observat în ultimul timp, chiar după ce am discutat și cu dumneavoastră, am întrebat și la ce ase, sau se pot trece pe rețete compensate? Și sunt trecute acolo medicația pentru diabet și instrumentele de automonitorizare care sunt de testele de glicemie și hemoglobina, dozarea hemoglobinei glicozilate. Deci astea sunt la un nivel de până la 4 măsurători pe an. Deci astea teoretic sunt acoperite de programul național. La sfârșitul anului de 3 ani de zile încoace, aflăm că rămân bani neconsumați pentru această analiză. În condițiile în care toți banii se termină în primele două zile ale lunii, eventual. Deci, pe analize gratuite, pe lângă faptul că e bătălie ca la plefna. Asta este undeva la o sumă de 200 de... Deci, sume mari. De bani s-au întors. Normal că acei bani nu pot fi realocați, că am întrebat, dacă nu pot fi realocați, nu se pot. Deci aia la final de an s-au terminat. Iar previziunile pentru anul următor sunt în dezavantaj, pentru că trebuie să scadă, exact. Dar, din păcate, nu știu. Nu se scrie de către medicul, care ce trebuie să facă, numai trimiterea, nu? Doar trimiterea. Eu am încercat, am zis cu precauție, pentru că se întâmplă lucruri din astea în sistem, adică te pedepsește, în sensul că la buzunar trebuie să plătești analiza cuiva, dacă i-a scris-o fără să ai dreptul ăsta. Și am încercat, bine, acum hai să vedem. Și nu, s-a întâmplat nimic, deocamdată, deși s-a făcut gratuit. Bine, și de la laborator li se spune, a, ți s-au trecut atât de analize, dar asta, asta și cu asta e contracost. Dar în ultimul timp, totuși, plicata e gratuită. Și puteți face trimitere pe cabinete particulare ca să facă asta, compensată. Sau... Condiția e să aibă contract cu CEASE. Deci să fi avut un contract.